Eu m-am cam pierdut, sincer, în magazinul ăsta, mă simt ca la mine acasă. Poate iau totuși ghiozdanul ăla de la Peter McKinnon. Cam așa arată un workspace corect. If we make some money, why not? Bă, frate, străzile sunt atât de proaste. Nu știu care e treaba cu cercul ăsta, s-au gândit ei, bă, cum am putea să facem lucrurile să arate mai interesant? Păi punem un cerc în mijlocul acestor două clădiri. Hai, bună dimineața și bine ați venit în ziua 2 din Canada. În momentul de față suntem la hotel. M-am resimțit așa după plimbarea de ieri, după zborul de ieri, mai ales că în avion a fost destul de frig și m-am încăpățânat să stau în tricou, cu toate că ne-au dat ei o păturică cu care am putut să ne acoperim, dar confortabil, foarte confortabil zborul, l-a dus cel puțin până în München, hai să zic că n-a fost chiar așa, n-am avut neapărat foarte mult spațiu, dar München-Montreal a fost perfect, cu scaun din acela care se dă pe spate, cu pernuță, cu mâncare ok, am avut niște paste cu un sos așa delicioase, ok, au fost bune. Și astăzi e ora 6:30, acum n-am putut să mai dorm că m-am culcat la 10 și m-am trezit pe la 5. O să dau o fugă pe la micul dejun, după care aș vrea să văd un pic și cum e piscina, că am înțeles că avem piscina aici. Și dacă tot avem, mi-am luat și slipi la mine, să fie acolo, cine știe. Nu știu cum a nimerit camera asta cu două paturi mari, dar e ok hotelul, nu e wow. Cred că e undeva la 2-3 stele, ceva de genul, dar curat, baia, tot ce trebuie, spațiu mare, camera destul de mare, pentru că în general pe aici toate lucrurile sunt de așa natură. O să vreau astăzi să ne uităm la niște prețuri. Ne uităm la prețuri de alimente, ne uităm la prețuri de benzină, poate chiar câteva produse, pentru că m-ar interesa să fac o comparație cât costă, spre exemplu, un iPhone sau un, nu știu, un MacBook aici în comparație cu cât costă în România și o să facem o comparație legată de treaba asta, după care mai pe seară ar trebui să am și o ședință foto programată în care ar trebui să și mâncăm ceva delicios. Dar ce avem aici? Bă, sincer să vă zic, dacă tot am venit în oraș, pentru că suntem în Montreal acum și am venit la un magazin de echipament similar cu cel care îl avem noi în România, cu F64, aș putea să spun, dar un pic mai bine dezvoltat, un pic mai bine organizat. Și am venit să mă uit la ghiozdanul ăsta, pentru că mă tot uitam la ghiozdanul ăsta de la Peter McKinnon. Păi arată interesant, bă, dar nu știu dacă aș da sincer 1600 de lei pe un ghiozdan foto, parcă e un pic cam mult totuși, nu? În schimb, mai sunt câteva chestii interesante pe care le-am văzut pe aici și pe care vroiam să mi le iau, cum ar fi filtrul variabil ND tot de la Polar Pro. Eu m-am cam pierdut, sincer, în magazinul ăsta, mă simt ca la mine acasă. Sunt multe chestii interesante pe care vreau să le văd, bă, dar nu știu ce să zic, ghiozdanul ăsta totuși, parcă e un pic prea mult totuși. Și mai e o variantă mai scumpă, acesta, care costă 449 de dolari canadieni, care înseamnă undeva la 350, dacă nu mă înșel, 1500 de lei, cam acolo. Partea mișto la ăsta este că are compartimente foarte multe pentru tot ceea ce ai nevoie. Când îl desfaci, aici e compartiment pentru tot echipamentul și poți să ți-l faci exact cum vrei. Detalii interesante. Bă, dar totuși 1500 de lei sunt niște bani, adică mi se pare un pic prea mult totuși pentru un ghiozdan. Acum nu știu ce să zic. Mai ales că cel pe care l-am eu cu mine în momentul de față își face treaba foarte bine. Am tot ceea ce am nevoie în el și n-am avut niciun fel de stres. Hai să ne mai uităm la câteva chestii interesante pe care le-am mai văzut pe aici. Am venit pentru că trebuia să luăm și un fundal. Trebuia un fundal alb. După care, filtru variabil, după cum vă spuneam, sunt astea de la Polar. Astea de la Polar Pro, pe care le-am și dărâmat. Dar nu găsesc aici cel de 2.5 pe care aș fi vrut să-l iau. L-am găsit pe ăsta de 6.9, filtru variabil de 6.9, dar aș vrea de 2.5 totuși. They have a lot of crap in here. Una peste alta, am văzut câteva chestii interesante pe acolo, poate mai dau o fugă un pic mai târziu. Ne-am luat cam tot ce ne trebuia inițial în primă fază, dar am văzut câteva chestii interesante, mă gândesc un pic, pentru că poate iau totuși ghiozdanul ăla de la Peter McKinnon. Nu știu, mi se pare totuși un pic cam scump, 1500 de lei sunt ceva bănuți. Cam așa arată un workspace corect. Do it a bike company. Big bike company. You like bikes? Yeah. Speed bikes and shit like that. If we make some money, why not? I don't think it. Și așa, în concluzie, când vin în Canada, am și eu office aici de lucrat. Thanks to Dennis. Say hello. Hello, hello. To the people. Interesant spațiul ăsta, se cheamă Workbase și practic ai tot ce ai nevoie, birouri, spații dedicate pentru ședințe, să poți să lucrezi liniștit, relaxat pe canapea, diferite corner-uri chiar să filmezi, adică pentru filmat cel puțin arată demențial.
uite bă, băiatule, ce avem noi aici peste drum. Cred că trebuie să ajung și aici, vă dați seama. Acum, sincer, nu știu dacă merită sau nu, dar cu siguranță cred că o să dau o fugă și o să iau ND-ul ăla, că de ceva timp mă tot uit la el și vreau să-l cumpăr. Și majoritatea obiectivelor pe care le am oricum sunt de diametru de 67. Și acum fie vorba între noi, dacă tot suntem aici, hai să intrăm totuși și până la Foot Locker aici. Acum, ca să nu zic că nu mi-am luat și eu ceva, am cumpărat frumos un filtru variabil ND de la Peter McKinnon, pentru că tot îl căutam de ceva timp și am zis până la urmă îl plătesc pe firmă, îl bag la cheltuieli și aia e. Foarte tare și interesant și mișto în același timp, vine și cu cărpița lui, normal, la 1200 de lei, cum ar trebui să fie. Dar partea mișto e că poți folosi practic capacul ăsta pe care îl are, pe post de capac pentru lentile și nu trebuie să mai pui altul, îl pui aici. Altceva, tată. Acum fie vorba între noi, ia să vedem, dăm un pic mai încet totuși. Acum fie vorba între noi, nu e mare diferență pe partea de imagine și nu e neapărat o necesitate să folosești un astfel de filtru, dar da, am zis că tot să mă răsfăț și eu un pic. E mișto faptul că ai și capacul ăsta pe care poți să-l pui pe obiectiv când vrei. Și da, până la urmă e un accesoriu destul de scump pentru cameră și nu e neapărat o necesitate, mai ales în momentul în care folosești o cameră de buzunar. Dar până la urmă eu am luat asta pentru Sony A7S III, pentru că pe Sony ZV-1 în general o să o folosesc fără niciun fel de alt filtru. În momentul în care folosesc obiective și vreau să țin diafragma la 1.4, la 1.8 acolo, folosesc astfel de filtru. Și atunci, ia uite, mai apare soarele. Deci am avut o vreme extraordinară astăzi. 22 de grade, cred că sunt afară, 20 de grade, nu știu, dar e foarte, foarte bine, e perfect vremea. Îmi place să mă plimb așa, chiar mă gândeam că aș fi vrut să iau o bicicletă și poate mergeam un pic să mai văd orașul. Cu toate că e un lucru pe care trebuie să-l spun neapărat, bă frate, străzile sunt atât de proaste, mult mai proaste decât absolut tot ce vezi la noi, așa că dacă voi credeți că în București sunt străzile proaste, așteptați până veniți în altă țară. Ceva ce n-am mai văzut până acum, sincer, opa, bă, dar și scările astea proaste, tare prost sunt făcute. Nu știu care e treaba cu cercul ăsta, s-au gândit ei, bă, cum am putea să facem lucrurile să arate mai interesant? Păi punem un cerc în mijlocul acestor două clădiri. Interesantă treabă. Ca să ne înțelegem, nici burgerul ăsta n-arată rău. Mamă, și cu un cad de carne din el de aici, abia aștept să mănânc. E delicios, cu cartofi, cu tot ce trebuie. Știți cum e burgerul ăsta? Nu vă imaginați. Bine, nu e burger, de fapt. E un sandwich cu carne afumată. Dar carnea asta, mamă, deci e delicioasă. Pur și simplu se topește în gură în momentul în care muști. Încerc scuze că vorbesc cu gura plină, dar e prea bun. Bun de tot, foarte bun. Neașteptat de mâncare. Trebuie să mai testăm neapărat mâncare specifică pentru Montreal, putin. Dar o să mergem probabil la altă zi, în momentul de față. Suntem la Ruben, e un restaurant care are un specific de 40 de ani, văd. Și majoritatea produselor sunt concentrate în jurul cărnii afumate de vită, care e demențial. Bună rău de tot, n-am zis. Surprinzător burgerul ăsta de bun. Chiar, da, frate, da. Un produs atât de simplu și totuși delicios din toate punctele de vedere. Acum am făcut una de asta țărănească, că în mod normal știți cum e burgerul și pizza, să mănâncă cu mâna, dar deja începe să curgă situația pe aici. Și ce să vedeți vă, fraților? Să nu mai ziceți voi că numai la noi să mănâncă. Au și ăștia murături aici. Bine, acum fie vorba între noi, cred că e printre puținele locuri în care chiar am văzut murături în Canada. Mă, deci efectiv, stop joc. S-a terminat șmecheria cu burgerul ăsta. Vă dați seama ce bun e. Carnea asta maturată, învechită, afumată, cum vreți voi să-i zicem, tăiată manual. Nu puteam să încheiem ziua decât înapoi acasă la hotel. Păi și mă uit la filtrul ăsta, nu știu cât de bine îl vedeți, și nu pot să-mi dau seama dacă merită filtrul ăsta 1200 de lei sau nu. Funcționează pe post de capac pentru obiectiv, în momentul în care ai filtru pus pe lentilă, după care când ai dat filtrul jos, dacă vrei să-ți pui, spre exemplu, capacul ăsta de metal, să ai un capac de metal și mai cool, îl pui frumos pe ăsta, pe invers,
cum ar veni, știi? Oricum ar fi, am aberat destul, așa că vă mulțumesc și pentru că ați fost alături de mine și în această zi minunată. Ne vedem mâine. Ne o să dăm o fugă până în Ottawa, care este capitala Canadei, așa că ce să vă zic, o să fie foarte interesant. Ne vedem mâine. V-am pupat!